Astăzi vom uh, vorbi despre niște lucruri care ne interesează, mai ales pe noi, cei care suntem uh, și locuim într-un oraș universitar, într-un oraș al cunoștinței. Citeam zilele astea că uh, s-a întâmplat odată ca Einstein să nimerească în avion lângă un român. Și pentru că drumul era foarte lung, uh, Einstein îi spune românului, uite care-i treaba, hai să nu ne plictisim, hai să facem un joc. Ok, care? Zice, uite, uh, tu îmi pui mie o întrebare și dacă eu nu știu răspunsul, îți dau 500 de, lei, 500 de dolari. Dacă eu îți spun ție o întrebare și tu nu știu răspunsul, tu îmi dai 5. Ce spui? Românul care, știți cum, se descurcă în orice moment, spune, da, deal, hai să facem Einstein, spune încep eu. Prima întrebare. Spunem, care este viteza luminii? Și românul nostru stă, se gândește, probabil a făcut fizica cu femeia de serviciu, spune, nu știu, scoate 5 dolari și dă lui Einstein. Uh, Einstein spune, ok, acum întreabă -mă tu, românul se gândește puțin și spune, ce are trei picioare când urcă și patru când coboară? Asta se gândește, se, biologie, fi, poate e o întrebare filozofică, până la urmă bagă mâna în buzunar, scoate 500 de dolari, îi dă la român și spune, nu știu. Românul spune, foarte bine, acum întreabă-mă tu. Și Einstein îi spune, înainte să te întreb, spune -mi și mie, ce are trei picioare când urcă și patru când coboară? Românul bagă mâna în buzunar, îi dă 5 dolari spune, nu știu. Românul se descurcă în orice moment. Poate, dacă stăm și ne gândim, una din învățăturile acestei anecdote este faptul că nici Einstein nu le știe pe toate. Nici Einstein, cu toată înțelepciunea lui, nu este perfect. Și Einstein este doar o ființă umană și nu este complet. E foarte interesant că în generația noastră noi umblăm foarte mult după înțelepciune. Participă la masterclass-uri, unii fac facultăți, chiar, alții chiar doctorate, și încearcă să dobândească mai multă cunoștință, ca și cum cunoștința este lucrul cel mai important. Și totuși, dacă ne uităm în societatea în care trăim, cu toate că oamenii știu mai mult, oamenii nu sunt mai buni. Dacă ne uităm, aceleași probleme care au fost la început sunt și astăzi în societate. Ne uităm, chiar prorocul Daniel spunea la un moment dat, în vremurile din urmă, cunoștința vrea crește, știința va lua amploare și totuși ne uităm, în societatea în care trăim, lucrurile nu sunt mai bune. Toți care avem astăzi Google și internet. Și avem mai multă știință ca înaintașii și noștri, totuși, dacă ne uităm adânc în noi, în inimile noastre, nu suntem mai buni ca ei. Doar dacă vezi câteva secvențe din emisiunile care sunt pe televiziunea publică în Rusia, ți se face părămăciucă când auzi cum oamenii ei vorbesc cu atâta nonșalanță despre ucidere, lagăr, bombe atomice, anihilarea unui popor, chiar a unui continent. Cu ce suntem noi mai buni decât uh, oamenii ce au trăit cu 80 de ani în urmă? în timpul celui de-al doilea război mondial. Dacă ne uităm și vedem, societatea de astăzi nu este mai bună. Chiar vă povesteam că am fost la Auschwitz nu de mult și nu voi uita niciodată momentele acelea când am realizat ce face omul despărțit de Dumnezeu, dar mi-a rămas un sentiment foarte ciudat. În timp ce mergeam prin lagărul acela care s-a transformat într-un muzeu, mi-am dat seama că nu suntem foarte diferiți de ei. Și că ceea ce se întâmplă acum în țara vecină ne arată că înțelepciunea sau cunoașterea nu-l face neapărat mai bun pe om. Și astăzi vreau să încep spunându-vă și poate să-i șochez pe unii dintre voi că informația, cunoștința nu este totul. Data trecută am vorbit despre cei doi pomi, pomul vieții și pomul cunoștinței binelui și răului. Și cel al cunoștinței venea cu o interdicție. Spunea să nu, Dumnezeu a spus să nu mănânci. Pentru că în momentul când vei mânca din el, cu siguranță vei muri. Și am înțeles că au mâncat. Și când Dumnezeu spune, Biblia iese în răcoarea dimineții, cuvântul nebraic este roach, adică duh. da? Când Dumnezeu iese în răcoarea dimineții să se întâlnească cu omul. Deodată omul se ascunde. Astăzi vom discuta despre pomul cunoașterii binului și răului, pe scurt, pomul cunoașterii sau, atenție, pomul informației. Pentru că, contrar a ceea ce le-a spus diavolul, Adam și Eva au murit. Nu direct atunci, fizic, ci cronometrul acela a început 99, 98. Au început anii să se scurgă și s-au apropiat de moarte. Dar moartea lor adevărată a fost moartea spirituală. Ei n-au mai avut acces direct la Dumnezeu în Eden, în răcoarea dimineții. Țineți minte ce spunea prorocul Isaia? Spunea, cine legiuirile voastre pun un zid de despărțire între voi și Dumnezeul vostru, păcatele voastre va ascunde fața lui și îl împiedică să vă asculte. Haideți să vedem ce s-a întâmplat imediat după ce i-au mâncat din pomul cunoștinței binului și a răului. Haideți să ne ridicăm înaintea lui Dumnezeu, înaintea cuvântului, să vreau să citesc din Geneza, capitolul 3, o versiune uh, uh, mai, uh, mai nouă, BVA, spune așa. Femeia a văzut că în acel pom erau fructe bune de mâncat și că avea un aspect estetic plăcut și că promitea să ofere posibilitarea, posibilitatea ajungerii la înțelepciune. Atunci a luat unul din fructele lui și a mâncat din el. A dat și soțului ei care era lângă ea, iar el a mâncat. Atunci li s-au deschis ochii amândorora și au constatat că sunt fără haine. Și, în consecință, ei au cusut împreună frunze de smochin din care și-au făcut șorțuri. Au auzit vocea lui Dumnezeu care umbla prin grădină în timpul răcoros al zilei. Atunci s-au ascuns de Dumnezeu printre copacii din grădină. Dar Dumnezeu a chemat pe Adam zicând, unde ești? Și el a răspuns, ți-am auzit vocea în grădină, mi-a fost frică pentru că nu eram îmbrăcat și m-am ascuns. Dumnezeu a zis, cine ți-a spus că ești fără haine? Oare este adevărat că ai mâncat din fructul pomului de care îți porunci să nu mănânci? Atunci omul a răspuns, nu eu am inițiat lucrul acesta, ci femeia pe care mi-ai dat-o să fie cu mine. Ea mi-a dat și a mâncat din fructul acestui pom. Dumnezeu a zis femeii, ce ai făcut? Iar ea a răspuns, șarpele este cel care m-a păcălit și astfel a am mâncat. Amin. Vă rog să-i ocupați locurile. Primul lucru pe care l-au făcut după ce au mâncat. Au început să dea vina unul pe celălalt. nu e așa? Primul lucru. Cum spune francezul, chi se s'accuse. s, s Cine se scuză, s-acuză. Deci fii atent, când cauți scuzele, tu de fapt te acuzi pe tine. Au început să paseze the blame game, cum să spune, să plaseze mingea de la unul la celălalt. O știți pe aia cu Ion și Maria, nu? Ion îi spune Maria, Maria, tu ești divină. Și Maria a zis, divin ești tu, e. Probabil că erau moldoveni, că altfel, fără accentul ăsta, nu înțelegea nimeni nimic. Deci, din prima, când au păcătuit, au început să se învinuiască unul pe celălalt. Atenție! Consumul din copacul cunoașterii dăunează grav sănătății spirituale. Grav. Consumul din copacul cunoștinței face câteva lucruri pe care astăzi vrem împreună să le înțelegem. Da? Primul lucru pe care îl face este să te ascunzi. Ce au făcut ei doi? Când au auzit vocea lui Dumnezeu, care umbla prin grădină în timpul răcoros al zilei, ruach, da? îi căuta Dumnezeu să aibă părtășie cu ei, atunci s-au ascuns printre pomii din grădină. Știm că erau mulți pomi, ei au început să se ascundă după pomi. Când au auzit vocea lui Dumnezeu, ce au făcut? S-au ascuns. Atenție mare, primul lucru pe care îl fac oamenii, sau omul, când a păcătuit, începe să se ascundă de Dumnezeu. Ei au făcut ceea ce era interzis și au început să se ascundă. Zice, când s-au ascuns, când au auzit vocea lui Dumnezeu? Primul lucru pe care îl facem atunci când o comitem, când facem ceea ce nu trebuie, este să ne ascunde de Dumnezeu. Asta vine de la strămoșii noștri. Da. Uh, unul din simptomele păcatului în viața unui om este lipsa din comunitate. Omul începe să nu mai simte nevoia să vină la biserică, să vină în prezența celor sfinți. Omul învață și nu știu, trebuie să învețe prea mult că vine pe linie genetică de la Adam să se ascundă, să se tupilească. Da? Uh, și chiar dacă Dumnezeu a așezat acolo un termostat care se numește conștiință, omul începe să fugă, pentru că termostatul imediat îi spune ceva nu-i bun, ceva nu... Ceva nu merge. De asta, atenție mare, când un om începe să lipsească din adunare, de la biserică, cum spunem noi, deja, deja este o problemă în viața lui. Întotdeauna le spun la consiliere celor care vin, întotdeauna este bine să venim aproape de Dumnezeu. Să nu ne depărtăm, ci să ne apropiem de El. Cuvântul spune, apropiați-vă de El, pentru că atunci când vă apropiați de El, El ce face? Să apropie și El de voi. Da? Atât timp cât fiul risipitor se depărta de tatăl, prospectele lui deveneau din ce în ce mai rele. Da? A pornit cu rucsacul plin de bani, moștenirea tatălui, se depărta de tatăl, a început să trăiască urât, să, să cheltuiască cu prieteni care nu-l iubeau pe el, ci iubeau banii lui, a început să facă lucruri care nu trebuia să le facă, cu cât se depărta de tatăl, cu atât era mai rău. Până a ajuns să-și dorească mâncarea porcilor. Ce foame e aia? N-ați fost niciunul așa de flământ. Garantat. Da? Doar dacă ați trăit pe timpul războiului. Nu știu care război, că... Să-ți dorești să mănânci mâncarea porcilor. Pe timpul lui Ceaușescu, oamenii nu prea aveau carne și trebuia să crească porci. Noi locuiam la bloc Uh, și am auzit și noi un porc odată, dar nu l-am crescut în balcon. Am auzit că sunt unii care au făcut lucrul ăsta. L-aveam undeva la țară și uh, păstram lăturile. Lăturile știți ce? Cei care sunt scuți după 90, nu prea știți. Uh, sunt resturile de mâncare. Resturile de mâncare de obicei erau lichide, că se punea tot acolo, porcul mânca, orice. Și erau sticlele de lapte așa mare, cu, cu gâtul foarte deschis așa, și uh, după ce consumam laptele a mei puneau lăturile în... și aveam o bonă de la țară care era și un pic surdă și un pic oarbă, a crezut că este sticla de lapte și a băut. Și eram foarte mic, n-am să uit în viața mea cât de repede i a ieșit din gură ce a intrat. Și tot, deci asta mi-a rămas în minte, eram un prunc mic, dar țin minte și acum cum a băut și a scuipat imediat. Și m-am întrebat tot timpul, mea, cum poți să-ți dorești să mănânci mâncarea aia? Asta face depărtare de tatăl. Vedeți? Voi credeți că Dumnezeu n-a știut că ei au mâncat? Aman, știi, lui Dumnezeu trebuie să-i dai uh, informațiile pe SMS dimineața, mesajele pe Facebook. Hai să vedem ce s-a mai întâmplat în lume. Nu, 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 în niciun caz, lui Dumnezeu nu trebuie să-i dai asta. Dumnezeu știa deja că ei au mâncat, dar Dumnezeu a ieșit ca să aibă părtășie cu ei. Noi credem că Dumnezeu, atunci când o comitem, noi credem că Dumnezeu are un par și așteaptă să ne dea peste cap ascultă bine, dacă Dumnezeu era așa, niciunul nu era aici. Niciunul nu era aici. Dumnezeu în clipa când au comis-o, a ieșit să se întâlnească cu ei. Și zice, când i-a auzit vocea, s-au ascuns imediat după copac. Cu cât fiul se apropia de tatăl, cu atât prospecte lui creșteau fiul și a zis, eu stau aici și mănânc lăturile astea, mai bine să mă duc în casa tatălui meu, Pa, nu o să mai fiu fiu, dar și srob dacă sunt în casa lui, am și eu un pat, am și eu o mâncare decentă. Cu cât se apropia de tatăl, cu atât prospectele lui creșteau. Astăzi, dragul meu, înțelege consumul din pomul acesta al cunoștinței, te învață greșit să te depărtezi de Dumnezeu, să te ascunzi. Ca și cum Dumnezeu nu știe, ca și cum Dumnezeu trebuie să fie informat. Aș putea să vorbesc până de seară de oamenii care au păcătuit, au venit și mi-au mărturisit așa și au spus așa. Dacă veneam, oh, Doamne, dacă veneam înainte când am fost ispitit, era așa de bine că nu o mai comiteam. Și am zis, de ce n-ai venit? Păi mi-era rușine. Și acum cum Ți? Păi de sută de ori mai rușine. Că înainte mărturiseam o ispită și împreună o biruiam și acum trebuie să mărturisesc un păcat. Vedeți? Satan te păcălește. Te minte. Satan trăiește în întuneric și spune taci din gură, nu spune la nimeni. Taci din gură, ascunde-te. Ascunde-te, nu spune la absolut nimeni. Pentru că prima tendință după ce ai consumat din păcatul cunoștinței binele și a răului este să te ascunzi. Dumnezeu trăiește în lumină, diavolul trăiește în întuneric. Ce vor spune oamenii dacă vor afla? Și îți gâde la așa egoul, da? Că puterea diavolului este în taină. Obișnuim să spunem, dacă mărturisești spita. ca să luptăm împreună, îl facem pe diavol de rușine. Dacă taci, vei fi înfrânt și te va face de rușine, pentru că știți ce face el? Îți spune să ține secret, nu spune la nimeni și apoi tot el este cel care te dă de gol. Asta face diavolul. De asta, orice ai făcut, întotdeauna este bine să mărturisești. Ce spune fratele Domnului? Zice așa, mărturisiți-vă unii altora păcatele și rugați-vă unii pentru alții ca să fiți vindecați. Cum să fim vindecați? Trebuie să ne mărturisim păcatele unii altora. Și Ioan Apostolul Iubirii spune altceva, spune, dacă ne mărturisim păcatele, el este credincios și drept, spuneți toți drept. Ca să ne ierte păcatele și să ne curățească de orice nedreptate. Mamă, ce îmi place cuvântul ăsta, orice. Unii cred că Dumnezeu iartă numai anumite lucruri. Da? Altele nu le iartă pentru că este un Dumnezeu care... Nu, nu, nu. Orice nedreptate, orice nedreptate poate să fie iertată dacă ne mărturisim unul altuia. Să spunem lucrurile pe nume. Venim la biserică să auzim lucrurile așa cum sunt. Cât trăiești, vei fi pasibil de păcat. Și uh, flash news, cât trăim, vom păcătui. Diferența dintre un creștin și un păgân este că creștinul se mărturisește și nu repetă aceeași, aceeași greșeală de două ori. Când repeti același păcat, înseamnă că deja este un lifestyle, tu așa trăiești. Și aia este despărțirea de Dumnezeu. Ăla este lucru care te desparte de Dumnezeu. Pentru că nu poți să vii înaintea lui Dumnezeu în starea asta de păcat. Trebuie să mărturisești și apoi Dumnezeu este cel care te eliberează. Ceea ce spun. Uh, în special slujitorilor Rema, atenție ce faci în ascuns, pentru că ce faci azi în ascuns, mâine se va vedea de pe acoperișul caselor. Ce faceți astăzi, după ce închideți ușa, se va vedea mâine în rezultatele vieții voastre. Da, suntem păcătoși, Da, suntem păcătoși, iertați, binecuvântat să fie Domnul, nu-i așa? De asta e bine să aparții unui grup mic. E, 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 foarte greu, e aproape imposibil să păstorești 50 de oameni. 100 spun de pe acum, nu, nu se poate. Cei peste 100 nu poți păstori ca o singură persoană. Dar 12 se poate. De asta grupurile mici, acolo suntem responsabili, acolo știm unul de celălalt, ne cunoaștem numele copiilor, problemele prin care trecem și putem să ne mărturisim unii altora. Așa că nu te izola, indiferent ce ai făcut, tendința noastră păcătoasă de la străbun este să ne ascundem, să fugim de Dumnezeu. Astăzi trebuie să înțelegem și este con total contraintuitiv când păcătuiești, când calci pe bec, trebuie să te apropii de Dumnezeu. Cum? Cu mărturisire, cu pocăință și Dumnezeu este drept ca să ne ierte binecuvântat să fie numele Său. Fructul, în primul rând, te determină să te ascunzi. Apoi, fructul cunoașterii, copacului cunoașterii, te determină să crești că știi. Hmm. Asta e o chestie destul de, de dureroasă pentru unul dintre noi. Să, să crezi că ai cunoștință, că ai informație, da? Nu cea pozitivă spirituală, ci cea lumească. Ceea ce face rău și aduce ispita. Atenție la răspunsul lui Adam. Deci asta este total. Fiți atenți. Dacă ne uităm atent, înțeleptul ăsta de Adam, că asta demonstrează ce fel de înțelepciune a căpătat după ce a mâncat, îi spune, dă vina pe Dumnezeu. Spune, nu eu am inițiat acest lucru, da? Nu i-am început, auziți asta, nu i-am început, da? Ci femeia pe care tu mi-ai dat-o, ca să fie cu mine. <laughs> femeia care tu mi-ai dat-o. Cu alte cuvinte ce face? Dă vina pe Dumnezeu. Ca pruncul ăla care cu mașinuța îi sparge capul fratelui și spune nu-i vina mea, e vina ta pentru că mi-ai cumpărat-o tată. Nu? El asta. Când a luat din copacul ăla, începe să fie un tip extrem de deștept, între, între ghilimele, Da? voi spune niște lucruri care vor alerta pe unii înțelepți din mijlocul nostru. Da? Pe Dumnezeu nu poți să-L cunoști cu cunoștință lumească. Cu informație. Poți să știi multe despre Dumnezeu, poți să fi auzit ceva extraordinar despre El, poți să -ți fi citit niște cărți fantastice, dar nu-L poți cunoaște cu adevărat prin informația care ți-o dă pomul. Ca să-L vezi pe Domnul și să-L cunoști, trebuie întâi să crezi și apoi îl vezi. În creștinism este exact invers Mulți încearcă să-L cunoască prin informații Și vin la biserică și citesc cărți Și spun, bă, dar de ce nu iei o decizie pentru Dumnezeu? Trebuie să înțeleg mai mult Nu, no, greșit, greșit Aduceți-vă minte În fața mormântului, în fața mormântului În care era pus Lazar Marta încearcă să-i dea ceva informații în plus Să-i spună Domnului, auzi, Doamne a, Miroase, că e de patru zile acolo Vrea să-i dea ceva informații Domnului și Domnul îi spune ceva foarte interesant. Îi spune așa, cu alte cuvinte, zice, Marta, n-am nevoie de informații. Nu ți-am spus că dacă vei crede, vei vedea gloria lui Dumnezeu? Auziți? Întâi trebuie să crezi ca să vezi gloria lui Dumnezeu. Asta vă spunem noi. Asta a fost cea mai mare revelație a mea personală. Pentru că când eram tânăr, încercam să cunosc mai mult despre Dumnezeu, crezând că așa pot eu să-L experimentez. Și a fost un dezastru în viața mea. Până când am înțeles că trebuie să cred și apoi voi înțelege. Trebuie să cred și apoi voi, voi vedea. Poți cunoaște multe despre El, poți să ai informații stufoase, lucruri interesante despre El și totuși să nu știi cine este Dumnezeu. Auzi ce spune Pavel Filipenilor și să-L cunosc pe El și puterea învierii Lui și părtășia suferințelor lui și să mă fac asemenea cu moartea lui ca să ajung cu orice chip dacă voi putea la învierea din morți. Iată cum îți propun să citim versetul ăsta. Dar ca să-l cunoști pe el și să cunoști puterea învierii lui, trebuie să te faci asemenea cu moartea lui. Cum se poate asta? Vedeți, cel mai nebunesc lucru care s-a întâmplat în toată lumea asta, de când este ea, a fost crucificarea lui Isus Hristos, moartea lui. Pavel zice despre propovăduirea Evangheliei, care de fapt este propovăduirea crucii, că pentru păgâni, pentru cei din lume, este o nebunie. Dar pentru creștini, pentru cei care cunosc pe Dumnezeu, este viață, este puterea, dunamisul lui Dumnezeu. Pavel spune când se uită în trecutul lui, tot ceea ce am acumulat era pur sânge și de viță și ADN a crescut la picioarele Gamaliel, puternic om. El spune, când mă uit în trecutul meu, consider totul gunoi. Totul este gunoi ca să câștig pe Hristos. Toată informația pe care am acumulat-o în afara lui Dumnezeu, din copacul cunoașterii, este un gunoi pe lângă cunoașterea adevărată a lui Dumnezeu, pe lângă copacul vieții care este Isus Domnul. Când m-am pocăit, a trebuit să consider tot ceea ce am învățat până atunci drept o nebunie. Fiindcă tot ce învățasem până atunci m-a depărtat de Dumnezeu, nu m-a apropiat de El. Este cineva aici care a experimentat lucrul ăsta. Când ți-ai dat seama că de fapt tu îl abordezi greșit pe Dumnezeu, încerci prin cunoștință să ajungi la Dumnezeu. Copacul cunoașterii astăzi dă, îți dă cunoștință. Însă, mare atenție să nu încercăm să ne apropiem de El prin acest copac. Ce spune Pavel 1 Corinteni capitolul 8, capitolul meu favorit, zice și versiunea BVA, zice așa. Fiindcă deținerea informațiilor ce face, îngânfă, ne face aroganți. Pe când dragostea edifică, dragostea este cea care zidește. Cum te apropiați de Isus? Pe baza cunoașterii? Sau te apropii? de el prin credință. Copacul cunoașterii ne învață să ne apropiem de Domnul prin informație. Mulți căutăm informația, mulți venim la biserică să auzim mai multe informații și putem distinge foarte clar cum ne apropiem de Dumnezeu. Atenție, înțelepciunea Dumnezeiască este pură, este iubitoare, de pace, este blândă, plină de milă și de fapte bune, nepărtinitoare și mereu sinceră. Asta este copacul vieții. Copacul cunoștinței spune așa, înțelepciunea lumii, pe de altă parte, este geloasă, egoistă, pământească, nespirituală, motivată la rău. Azi trebuie să ne apropiem de Domnul prin credință. Prin credință, nu prin informație. E foarte important să înțelegem asta. Să ne apropiem de El știind că dacă noi ne apropiem, și El se apropie. Noi facem un pas, El face doi, așa se spune popor, nu? Nu trebuie să ne depărtăm, să ne ascundem, nu trebuie să ne apropiem de El prin cunoaștere, ci prin credință. Cine se apropie de Domnul trebuie să creadă că El este. Nu să știe, nu să aibă informații, ci să creadă, pur și simplu să creadă. Pentru că pomul cunoștinței binului și răului aduce în al treilea rând moartea. Aduce moartea. Dumnezeu îi zice omului, cine ți-a spus că ești fără haine? De unde știi tu lucrul ăsta? Oare ai mâncat din, din pom, din fructul pomului, din care îți poruncisem să nu mănânci? De unde știi tu că ești fără haine? Când încercăm să ne apropiem de Dumnezeu în termenii noștri, experimentăm moartea. De asta dacă te întrebai, de ce când creștinii se roagă închid ochii, ăsta este răspunsul. Pentru că în tradiția ebraică, orice om care se apropia de Dumnezeu și îl vedea fizic, trebuia să moară. De ce? Dumnezeu este lumină? Da? Dumnezeu este pur, este sfânt, nu putem să-l vedem cu ochii aceștia. Da? Când ne apropiem de Dumnezeu, trebuie să înțelegem că trebuie să ne apropiem prin copacul vieții, care este Hristos. Da? Dacă ne apropiem, prin termenii noștri, experimentăm moartea uh, spirituală, Da. ei când au mâncat a pornit cronometru, 99, 98, au început să moară încetul cu încetul. Dar ei au și pierit din punct de vedere spiritual. Adică n-au mai avut acces direct la Dumnezeu. Întotdeauna când te apropii de Dumnezeu în termenii tăi, pe baza cunoștinței, vei muri, voi muri. Noi trebuie să ne apropiem de Dumnezeu înțelegând și crezând că El vrea să ne dea viața. Să ne apropiem prin Domnul Isus Hristos crede este întotdeauna opusul lui ai cunoaște. Credința este încrederea în lucrurile care nu se văd. În lucrurile care încă nu au luat ființă este întotdeauna opusul lui a-i cunoaște, da? Mulți suntem blocați în ciclul acesta etern al frustrărilor și regretelor pentru că încercăm să înțelegem de ce mi s-a întâmplat lucrul ăsta. De ce numai mie mi se întâmplă toate lucrurile astea rele? Să ne aducem aminte de Iisus în grădina Ghesimanii, în ceasul cel mai greu al încercării, când parcă paharul acela nu făcea sens, era prea urât și spune, Doamne, dacă se poate ia paharul ăsta de la mine, totuși El își pune toată încrederea în Dumnezeu și spune, Doamne, și face cea mai puternică rugăciune posibilă, face, Doamne, totuși nu voia mea, ci voia Ta să se facă. Așa ne apropiem de Dumnezeu, prea iubiților ca să experimentăm viața, înțelegând că El întotdeauna ne aduce viața, nu retrăgându-ne, nu ascunzându-ne. Cea mai mare credință nu este cea care mută munții, nu este cea care poate vindecă bolnavi, chiar în vie morții, cea mai mare credință spune, Tată, nu voia mea, ci voia ta. Tată, nu trebuie să înțeleg eu neapărat, dar cred că tu întotdeauna ai ultimul cuvânt și cred că orice circumstanță îngădui în viața mea este pentru binele meu etern. De aceea mă apropii de tine crezând ca să am viață. De asta trebuie să avem grijă, în primul rând, la gânduri, pentru că gândurile sunt cele care ne dărâmă de multe ori. Un lucru pe care l-a făcut Dumnezeu, v-am mai spus asta, în primul rând, când m-a. Când m-a salvat Dumnezeu, a trebuit să, să mă vindece la nivelul imaginației. Avem o, o generație care este bolnavă la nivelul imaginației. Acolo trebuie să lăsăm pe Duhul Sfânt să transforme din moarte în viață. Pentru că dacă nu ne vindecăm imaginației, bai, orice gând vine, în loc să-l facem robă ascultării de Hristos, începe să-l ținem acolo și să dospească așa ca un aluat. O mulțime de bărbați azi au nevoie de vindecare la nivelul imaginației. Acolo pierzi lupta, dacă nu câștigi lupta aici, când ai ajuns pe Insta Reels, ești deja pierdut. Atenție mare ce spun. Ne apropiem de Dumnezeu înțelegând că El este Cel care ne dă viața. Trebuie să avem gânduri, să avem grijă la gânduri și la imaginație. Să ne dăm palme singuri când ne surprindem gândindu-ne la ce nu trebuie. Atenție, bărbaților, suntem foarte imaginativi. Când te surprinzi că te gândești la ce nu trebuie, dă două palme că e mai sănătos și mai bine. Da? Câteodată gândurile astea din noi zboară când ne spălăm un pic cu apă rece pe față și știm că Dumnezeu este peste toate lucrurile, o mulțime de băieți tineri nu poate să doarmă noaptea sau sunt chinuiți în timpul somnului din cauza imaginilor care le consumă în timpul zilei. Ele sunt din pomul cunoștinței care duce la poftă. Dumnezeu vrea să te vindece azi la nivelul imaginației. Pentru că dacă te apropii de Dumnezeu, fără să crezi că El este, vei experimenta moartea. Și în final, fructul ăsta, a copacului acesta cunoștinței binului și răului provoacă rușine și victimizare. Atunci omul a răspuns. Nu eu am inițiat lucrul ăsta, ci femeia pe care mi-ai dat-o să fie cu mine. Ce face Adam? Primul lucru, încearcă să paseze vinina. El deja se vede ca o victimă. El spune, nu, eu sunt vinovat, nu, 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 eu, nu, ea, va spune, eu? Nu, nu, nu. Șarpele! Șarpele! Când te apropii de pomul ăsta și guști din el, primul lucru, prima tendință este să te ascunzi, să crezi că ești înțelept, să experimentezi, de fapt, moartea spirituală și apoi încerci să dai vina pe altcineva. Atenție mare! victimizarea asta face multe victime. Tendința noastră este să ne victimizăm, să dăm vina pe altcineva. Doamne, nu eu sunt vinovat, Eva pe care tu mi-ai dat-o. Aici vă va durea pe unii. Dar atenție mare. Obișnuiesc să spui așa în gândul tău. De obicei, ce în inimă, vine și pe gură, dar înțelegi ce vreau să spun nu eu sunt vinovat, tata care a fost absent de acasă, mama care nu și-a arătat afecțiunea, copiii care s-au purtat rău cu mine la școală, sărăcia în care am crescut, abuzul la care am fost supus, autismul nediagnosticat, blestemul generațional, alcoolismul din familie, depresia mamei, violența tatălui. Știi ce sunt astea? Victimizare victimizare, dai vina pe altcineva. Nu eu, nu eu. Un om care se victimizează, știți ce spune? De obicei, o să auziți refrenul ăsta, așa sunt eu. Așa sunt eu. Așa sunt eu. De la mama, de la tata, așa sunt eu. Și își creează un gard, niște ziduri de protecție. Și spune, așa sunt eu. Se victimizează, așa sunt eu. Nu mă pot schimba, eu aș vrea să pot, dar nu pot. Nu pot. Victimizarea. Adam, după ce am mâncat. Așa sunt eu. Nu mă pot schimba. Atenție, ești într-o mare capcană și nici nu realizezi. Ți-am mai spus și o să spun tot timpul. Cea mai mare pierdere de vreme este să plângi de milă. Adică să te victimizezi. Eu n-am avut destule resurse. Spre deosebire de alții, eu n-am avut. Hai să spun versiunea adevărată. Vine la biserică să ne spunem adevărul nimănui nu-i pasă oricum. Oh, a spus asta la biserică. Știți de ce nimănui nu-i pasă? Pentru că sunt unii care duc mult mai greu ca voi sau ca noi. Sunt oameni care au avut cu adevărat circumstanțe grele în viață despre care știm și când l-auzim punul de ăsta că se plânge, se... Wow, 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 wow. Mi-aduc aminte, una, unora am mai spus, în 2008, când a venit criza în America, eram la biroul bisericii și mă sură o frate din biserică să mi se plângă că l-a lovit așa de tare criza, a pierdut tocmai un teren de 1,3 milioane de dolari. Și eu aveam 37 de dolari în bagă. Ce credeți că am făcut? L-am ascultat și m-a rugat pentru el. Dar mi-a păsat? Nu! Pentru că aveam 37 și el vorbea de milioane. Nu te, nu te mai plânge altora, că oricum nu-i nu-i pasă. Nevastea mai are obiceiul să spună, ești buricul universului. mai tu contezi aici. Victimizarea asta arată că am mâncat din pomul ăla și că nu suntem pe drumul cel bun. Victimizarea îți dă motivele ca să nu ieși din comportamentul ăla, să-ți plângi de milă, să-ți justifici comportamentul și acțiunile și bârfa de multe ori. Asta face victimizare. Da, fiți atenți aici. Iisus Hristos, Domnul nostru, avea cele mai multe motive să se victimizeze. Cele mai multe. Pentru că El a fost pe tron. Și putea să spună, am fost pe tron și acum sunt în staul. Am fost împărat și acum sunt fugar, am fost cel mai bogat și acum n-am niciunde să plec capul am fost divinizat și acum sunt învinuit pe nedrept și persecutat, am dat viața și acum mi se ia viața, am fost lumină și acum sunt pus în întuneric. El putea și avea, avea dreptul să spună, uite cine am fost și uite ce am ajuns. În grădina Ghețimane putea spune, tată, de ce eu? Că eu sunt fără nicio vină. Victimizarea numărul unu, eu n-am nicio vină. Altul e vinovat. Dar el a spus, tată, vin să fac voia ta. Aici se oprește victimizarea. Lanțul ăsta, ciclul ăsta pe care așa de frumos îl ținem și spunem, așa sunt eu, nu pot, de la tata și de la mamă, așa, genetic. Genetic. Mă vreau să spun că genetic este păcatul. Dar răscumpărarea veniului prin Domnul Isus. Și astăzi, victimizarea se oprește aici, la piciorul crucii. Haideți să ne ridicăm înaintea Domnului. Tată, de ce tocmai eu? Tocmai eu. Nu așa sunt rugăciunile noastre de multe ori? Doamne, dar de ce numai mie mi se întâmplă? De ce tocmai eu am, 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 am dat o îmbară în, în familie? De ce tocmai mie mi-e copilul bolnav? De ce tocmai mie mi s-a întâmplat nenorocirea? De ce tocmai eu? Iisus nu s-a victimizat. El a spus în momentul cel mai greu, Tată, vin să fac voia ta. Azi, în mod conștient, renunțăm la victimizare. Le punem la picioarele lui Isus toate circumstanțele noastre și spunem, Doamne, nu ne mai ascundem. Am mușcat din fructul ăla oprit. Vrem să renunțăm la fructele oprite și otrăvite ale diavolului. Îi dăm înapoi, diavole, ia-ți-le înapoi. Acum îi dăm diavolului înapoi o travă. Pavel spune în Romanii 8 așa, ce vom spune despre aceste lucruri? Dacă Dumnezeu este cu noi, cine va fi împotriva noastră? El care nu și-a cruțat propriul fiu, ci l-a dat pentru noi, toți, cum nu ne va dărui împreună cu El toate lucrurile? Spuneți toți toate. Nu unele. Știți că sunt frați care ajung în iad pentru o bucată de pământ. Știți asta, nu? Pentru casa bătrânească care, mama, azi că mi-o dă mie și eu ajuns la tine și să ceartă. Dumnezeu spune, nu vă dau unele din lucruri, nu vă dau unele din case, vă dau totul. Totul este pe numele vostru. Încetați să vă mai victimizați. Sunteți fii de Dumnezeu, copii de împărați. Dacă ai ceva de ce să fii nemulțumit, e momentul să ieși din confort și să spui, Doamne, dacă Tu ești cu mine, cine va fi împotriva mea? Doamne, am mâncat din copacul ăla, îmi pare rău. Am avut ochii încețoșat. Privirea nu mi-a fost clară. Astăzi văd clar. Accesul la tine este prin pomul vieții, prin Isus Hristos, Domnule. Aleluia! Haideți să cântăm și apoi să ne rugăm cu toții.